Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip din Satisfactory 1.0. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar după câteva videoclipuri mai lungi în care v-am terminat o oră cu tot felul de construcții, într-un final am ajuns la un punct la care pot să zic că putem să ne tragem așa un pic sufletul, să ne uităm un pic la ce am făcut și să vă povestesc despre ce am făcut mai departe, iar mai apoi să facem niște lucruri. Și vom face două lucruri în același timp, nu înainte, bineînțeles, de a vă ruga să dați și voi un like acolo, videoclipului, dacă vă place seria. Și dacă nu v-ați abonat încă și sunteți noi pe canal, bine ați venit, abonați-vă pentru a primi videoclipurile o dată la două zile, cam așa. Iar pentru membrii, videoclipurile apar cu o zi înainte. No, bun, în videoclipul trecut am făcut noi automatizarea asta nebună cu tot ce înseamnă rotoare, metal plate-uri. Am redirecționat un pic zona de copper. Acum nu se mai fabrică nimic. Avem pe aici toate nebuniile. Nu se mai produce slavă cerului. Energie avem pentru că avem coal power-ul, coal generator-ale acolo, care fac 600 de megawatt, iar noi cheltuim maxim undeva la 326, ceea ce este foarte bine, adică suntem la jumătatea capacității. Prin urmare, după ce am încheiat videoclipul trecut de filmat, am zis hai să mergem să ne punem un pic pe explorat, că merit și o să mă relaxez un pic. Numai relaxare n-a fost, că uitați-vă un pic ce am găsit pe aici. Încă n-am reușit să explorez zona asta, da? Pentru că e super mult de explorat. Am ajuns pe aici unde este super greu. Dacă vedeți aici avem foarte multe ship-uri pe care n-am putut să le deblocăm, pentru că aici, de exemplu, avem nevoie de 25 de cooling system. Aici avem nevoie de superposition oscillator, da? Aici avem un ship care e protejat de un câine din ăla toxic, deci avem nevoie de rebar. Și tot așa. Prin urmare, va trebui să deblocăm niște lucruri astăzi și să ne pregătim un pic pentru un pic de explorare. Hai să vă arăt însă înainte ce am găsit pe parcursul explorării. Avem așa, 13 Mercer Sphere, 7 hard discuri, 2 summer slupuri, foarte multe remain-uri de animale. Astea nu le voi transforma încă în ADN pentru că vreau să facem ceva în MAM ca și research, ca să ne dublăm și de fapt să ne facem 4x, să ne quadruplăm outcome-ul de DNA. O să vedeți exact la fel și pentru slaguri. Avem 16 power slaguri albastre, unul purple într-un final am găsit și 5 galbene. De asemenea avem niște cristale, dar cel mai important lucru, avem 93 de computere pe care încă nu le facem. Deci avem lucruri de genul ăsta, avem 30 de crystal oscillator, avem un supercomputer, avem 295 de quartz, avem 15 cooling system, nu am cât trebuie, aveam nevoie de 25, dar avem 15 deja. Avem 16 fused modular frame, 6 heatsink-uri, niște motoare, niște statoare, niște turbo motors, avem și electromagnetic control rods. Voi vă dați seama câte lucruri va trebui să facem și încă nu facem. E fenomenal. Bineînțeles avem Alclad Aluminium Sheet, Encased Industrial Beam și Heavy Modular Frame. Bun, și de asemenea avem și Steel Beam. Deja avem, deși nu ne trebuie. Bun, am zis să vă arăt asta înainte de a le pune frumos aici la depozit. Ce caz mai aici? Uite puțin, asta s-a suit aici. Bun, hai să le punem frumos pe astea, uite așa. Că mai aveam aici câteva, dar am zis să le pun, le mai am pe astea, că nu o să avem loc de prea multe, din păcate. Uite, le punem și pe astea, le punem și pe astea și mai avem spațiu de încă unul. Astea sunt Shatter Rebar, Fractures when shot, launching deadly debris with widespread but limited range. Ok, nu e neapărat că mă interesează. Uite, mai avem motoare. Și cam aici, ne-am oprit. Nu cred că mai putem să mai punem altceva aici. O să mai putem să punem aici niște cristale, niște power slug-uri, uite, niște Mercer Sphere-uri. Momentan, astea nu o să le pun. Uite, le pun și pe astea. Deci avem 1
purple, 11 galbene, 36 de slaguri albastre. Uite, mai putem să punem asta, pe astea n-avem unde să le punem momentan. Și hai să vedem, în primul și în primul rând, ce putem să facem în MAM. Putem să mergem la hard drive și să dăm scan hard drive. Și cât timp se face asta, hai să vedem ce avem de făcut la Basic Steel Production. Deci, practic avem așa, la tier 2 mai avem numai jump pads, pe care nu vreau să le fac neapărat acum. În tier 3 avem vehicular transport, putem să primim tractorul. Nu mă încântă neapărat acum, putem să ne plimbăm cu el, o să fie interesant, dar vreau Basic Steel Production, pentru că avem foundry-ul, steel ingot și avem versatile framework de care avem nevoie pentru phase 2. Și dăm select milestone. Hai să vedem ce trebuie să punem aici. Uite așa, și mai avem nevoie de concrete și de wire. 500 concrete. 500 concrete avem de acolo, dar avem 1000 de wire pe care le vom lua de aici. Câte, nu mă. Una și două. Ăsta putem să le punem la loc, avem deja. Avem deja două, bun. Și mai avem nevoie de niște rotoare. De câte mai avem nevoie? De 13. Uite, le luăm pe astea așa, 30. Bun. Și mai am nevoie de niște... de niște ciment. Bun. Hai să luăm de aici 500 de ciment. Ceea ce putem să luăm fără probleme. Bun. Și mergem frumușel așa printre astea. Mergem aici. Le punem și pe astea, punem și astea. Și îi dăm... ready for launch. În 8 minute se va întoarce podul. Până atunci avem coal and iron. Bun. To start steel production. Project part number 2, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench. Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete phase 2 of project assembly and save the day. No, bun. Fix it and humanity is relying on you. Acum avem o problemă. Pentru că steel ingot se face din iron ore și cu coal, da? Eu știu că mai am acolo niște noduri de iron ore, da? Deci problema este că nu am foarte mult coal. Hai să facem o treabă. Hai să luăm un... aș vrea să facem din producție un assembler. N-avem cablu. Luăm acum niște cabluri repede. Unde? De aici. Luăm un cablu. Bun. Hai să punem aici repede un assembler. Pentru că vreau să văd. What? Versatile. Nu putem să facem... nu de aici, nu din assembler. Din constructor. N-ar trebui. Pentru că avem două... din foundry, da, corect. Missing concrete. Bun, hai să luăm niște concrete. Trebuie să facem foundry-ul. Avem alte chestii pe care trebuie să le facem acum. Hai să mai luăm un pic niște ciment de aici. Tragem un foundry frumos. Ideea e că vreau să văd. Deci avem steel ingot. Ăsta 45 de iron ore pe minut cu 45 de coal. Bun. Hai să găsim coal acum. Asta este problema cea mai mare, să găsim noi coal. Ia. Nu. Deci astea sunt, ăsta e iron-ul aici. Ia, ne arată pe hartă unde suntem noi. Aici avem, ăsta e coal-ul. Bun. Și mai avem niște coal aici care e pe normal. Eu de aici folosesc toate nodurile, dar aș putea să folosesc... asta e puritate normală, asta e claim deja, ăsta nu este. Deci mai avem unul aici și două aici. Ia să mai dăm o dată. Pentru că e foarte, foarte important. Cred că o să facem acolo, sincer. O să apară într-un final? Bă, n-apar. Așa, sunt astea de aici. Și mai avem aici una. O puritate normală. Ăsta e temporar, nu merge. Bun.
Și pe aici știu că am, am și iron. Deci ar trebui doar de aici să aduc niște coal. Și să fac undeva pe acolo să facem steel-ul. Da. Bine, într-adevăr vom putea să facem steel și din alternate recipe. Ceea ce ar fi, ar fi mult, mult mai bine. Și cred că așa vom face. Probabil în videoclipul ăsta o să mă gândesc un pic, o să fie format la fel din mai multe părți, bineînțeles. Hai să vedem ce mai putem să facem. Mai putem să facem în assembler. Mai putem să facem versatile framework. Din modular frame și steel beam. Modular frame avem, steel beam o să facem. Modular frame avem acolo. Nu o să le automatizez momentan, adică nu o să, o să le semi-automatizez pe chestia asta. Pentru că la fel va trebui să facem și smart plating, vom avea nevoie de 1000. Deci va trebui să facem, va trebui să facem. Dar până atunci, având în vedere că podul se va întoarce în 3 minute 40, iar aici avem în 4 minute să se face hard drive-ul. Hai să ne uităm un pic să vedem dacă putem să mergem la tier 4, să vedem ce putem să facem mai departe. Logistics MK3, avem conveyor belt MK3, bun. Industrial storage container, mă ajută și astea 3. De asemenea, mă ajută și ăsta mai mult pentru că avem minerul MK2. În momentul în care facem minerul MK2, automat putem să... să eliberăm nodurile de coal de acolo, să scoatem mai mult coal. Și cred că ăsta este mai important, plus că avem nevoie de automated wiring. Statoare, motoare, toate nebunile astea. Bun. De asemenea, le avem nevoie și de ăstea. Mamă, deci avem super multe chestii pe tier 4. Dar ăsta este ce mă interesează. Prin urmare, steel pipe. Avem nevoie de 100 de steel pipe. Eu zic că avem aici 100 de steel pipe. Pe undeva. Uite aici. 100 de steel pipe. 100 de... De astea avem 13 modular frame aici. Mai am pe aici? Nu mai am. Așa, mai avem nevoie de 100 de modular frame pe care le găsim. Cu siguranță le-am făcute. 50... nu toate, mă, nu toate. Una și cu una, trebuie să mă obișnuiesc cu chestia asta. Bun. 200 de rotoare. Hai că avem. Una, 200 de rotoare. Pe ăsta putem să-l punem la loc. Unde sunt rotoarele? 200 de rotoare și încă 500 de ciment. Am 500 de ciment. Am 500 de ciment. Bun. Acum trebuie doar să așteptăm 2 minute. Bun, și ce vă ziceam, ce vă ziceam eu e că încolo, știți că avem două noduri de iron pur. Și am putea să facem o treabă. N-am putea să facem o treabă că n-am iron-ul. Nu am iron-ul, de fapt nu am extractorul. Nu am extractorul de tier 2 ca să putem să scoatem mai mult iron, pentru că în momentul în care vom scoate mai mult iron, totul se va, totul se va schimba. Bun, dar acum trebuie să așteptăm 1 minut 20. Moftică foarte tare. Că vreau să deblocăm și treaba asta de steel și de advanced steel. În momentul în care vom avea, vă dați seama că în momentul în care voi avea tier 2, toată treaba asta cumva se va, se va modifica. Momentan le voi lăsa așa pentru că nu am de ales, am muncit la ea. Probabil în off-camera voi face, voi face treaba asta un pic altfel și vom reamenaja toată baza. Dar momentan, uite cum merg astea prin pământ așa. Dar momentan mă declar mulțumit și așa. Să facem noi suficiente cât să putem să producem pentru phase 3. Și în momentul în care vom debloca, cred că în momentul în care vom debloca phase 2-ul și îl vom termina și vom debloca phase 3-ul ca să avem acces mai apoi la tier 5 și tier 6, atunci ne vom apuca și de bază ca lume. Hai mă, 25 de secunde. Hai că vine și ăsta imediat. Hai, unde ești? Unde mă? Ia uite-o. Bun. De asemenea, după ce terminăm asta, cred că o să avem și mamul și hard drive-ul, ca să vedem exact ce primim. Momentan avem aceste resurse. Bolted iron plate nu mă interesează că folosește și mai mult, mă bazez și mai mult pe screws și nu mă interesează neapărat asta.
Iron Wire ar fi interesant, Stitched, ăsta mă interesează. Pe ăsta l-aș lua, dar nu vreau să-l iau încă, pentru că în momentul în care îl iau, automat bag rețeta înapoi și poate să-mi apară din nou. Și nu vreau să fac chestia asta, vreau să le iau pe toate și mai apoi vreau să aleg exact ce mă interesează. De asta hard drive-urile încă doar le scanez și atât. Bun! Țup, 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 țup! Și avem și Advanced Steel Production într-un final, super tare. Milestone reached. The miner Mark 2 allows extraction of resources from nature to fix it at twice the speed of the Mark 1 model. Miners can be directly upgraded to Mark 2 without removing the Mark 1 model, just like conveyor belts and other upgradable infrastructure. Unfortunately, setting up the production of advanced steel parts and project part number 3, automated wiring, da, okay, no, will not be as easy. Every moment you delay reduces the chances of saving humanity. Am primit bolted frame, nu mă interesează, și alternate charcoal. Oribil. Oribil, nu vreau asta. Dar nu o să-i dau acum scan, rescan, o să-i dau scan aici. Și apoi o să merg mai departe. Bun, hai să ne pregătim un pic să facem un miner MK2, în primul rând. Cred că un miner MK2 momentan îmi este suficient și vă voi zice și de fapt cred că două. Hai să facem două. Să-mi fie mie mai ușor. Deci avem nevoie de niște steel pipe-uri. Avem aici suficiente. Bun. Apoi avem nevoie de niște modular frame. Encased steel beam avem aici. Portable miner. Hai să facem 4 portable miners. Avem nevoie de iron plate și de iron rod. Hai să luăm iron plate și iron rod pentru că aparent nu avem. Iron plate avem unul de aici, luăm și un iron rod de aici, să mai producă și ele, să nu stea degeaba. Bun, 4 portable miner și apoi trebuie să mai luăm încă 2 modular frame. Ia să vedem, deci. Și după aia o să facem treaba asta și vom mai avea nevoie de ceva, dar am la mine. Și anume reinforced iron plates. Și vă voi zice și de ce. Opa, gata. Am făcut 4, am făcut 5. Super tare, las că e bine să le avem. Bun. Hai mă, dacă tot am făcut, mai facem unul, facem 6. Asta să fie. Bun. Modular frame-ul. Le luăm de aici. 20 de bucăți. Avem. Nu-mi fac griji. Și oricum cât am stat, ia uite cât, ce frumos, avem 27. Bun. Și pentru logistics pe MK2 avem suficient. Bun. Ideea e în felul următor. O să știți că acum culeg coal de la 4, de la 3 extractoare. 2 impure și un pur. În total de 120 de coal pe minut. Același lucru pot să fac dintr-un nod normal cu un miner MK2. Practic dublează. Și prin urmare eu astfel efectiv eliberez alte două noduri de coal pe care de altfel le-aș vrea să le folosesc. Și voi vrea să aduc coal-ul undeva pe aici, pentru că avem două noduri de iron pe undeva pe aici. Nu mai țin minte exact pe unde va trebui să mă uit, să le verificăm. Și va trebui să aducem coal-ul până aici și să facem și aici o bază pentru... Cred că ălea sunt, dar nu știu sigur. Sau aici. Dacă e aici e foarte bine, că e pe plat. Da, sunt aici. Astea două sunt. Ceea ce e foarte bine, pentru că fiind pe plat, pur și simplu cobor căulul pe aici sau l-aduc așa. Și este perfect. Și este pur. Prin urmare le dă și mai mult, și mai mult iron. Ceea ce e foarte bine. Dar oricum 45 pe minut. Trebuie să vedem exact din 45 cu 45. 90... Și cu 90, 180. Da, trebuie văzut un pic cum calculez treaba asta, că nu e tocmai ușor. Trebuie să calculez să vedem exact cum producem stilul, astfel încât să fie bine. Dar între timp, hai să vedem cum facem treaba asta, să nu mai avem încrengătura asta. Să o facem un pic altfel. Mă voi gândi. De principiu, asta aduce aici coal. Vom aduce coal mai repede, dar trebuie să iau
Va trebui să înlocuiesc toată această bandă cu tier 2. Asta este MK2, e bun. Și s-ar putea să rămânem cumva fără energie. Prin urmare, o să facem o gândeală. Vreau să văd. N-am concret. Era bine ca să mai trag aici o dungă. O să trag, fii atent. Fiți atenți cum fac. Fiți voi atenți cum facem. Cred că dacă punem un production, un miner MK2. Uite, pot să pun așa. Și atunci... Bun. Ăsta produce mai mult acum, da? Ăsta produce 120 pe minut. Banda nu-l ajută însă. Da, hai, începem să facem și noi niște coal. Am primit niște coal pe aici. Da, începem să aducem niște coal. Bun. Începem să aducem niște coal. Și atunci, tot ce o să fac, o să fie să... Pentru 120, ideea este în felul următor. Că pe MK1 duce numai 60, ăsta duce. Și atunci o să facem, uite așa, 2. Și le modificăm pe rând, uite așa. Uite așa, câte puțin, câte puțin. Mă rog, câte puțin, câte mai mult. Bun. Și asta. Și apoi... În momentul ăsta o să fac, uite așa. O să fac, uite așa. Apoi ăsta o să fie, o să devină MK2. Și apoi o să leg așa. Și în momentul de față avem peste tot MK2 teoretic. Și asta pot să o distrug acum. Cum facem asta? Aici avem coal și el avem acum supply continuu, nu mai avem niciun fel de problemă, așa că o să distrug toată treaba asta. O să rămânem cu foarte mult coal pe care mai apoi îl voi pune în Awesome Sink ca să mai primim un pic de... sau nici măcar. O să-l păstrez pentru că vom avea nevoie. Dar măcar ne-am scăpat de treaba asta. Ceea ce mă bucură foarte, foarte, foarte mult. Uite, mai avem acolo un slug. E bine, e bine de știut. Bun. Ăsta le luăm, ăsta le luăm, ăsta luăm. Băi, sincer să vă zic, le-aș lăsa pe astea două. Nu le-aș folosi acum. Astea oricum nu consumă curent pentru că nu produc. Și vreau să căutăm un pic unde este celălalt nod de coal. Ăsta este undeva sus, dar nu-mi dau seama unde. Ia să vedem. Acum că am și toată artileria, nu-mi e frică să mă duc să caut. Cred totuși că este sus. Pe aici. Și trebuie să urcăm pe aici. Ia uite. Hai. Ia uite. Aoleu, încă unul. Unde ești, mă? Te aud. Gata. Mamă, ce urăsc pe yangânii ăștia. Doamne, cât îi urăsc. Sunt groaznici. Groaznici, vă zic. Și ăla e mare. Ăla-i mare. Fuck off. Fuck you. Nu, nu. Hai sus. Gata. Huh. Gata. L-am găsit pe ăsta. Este coal normal. Și o să punem aici un miner MK2. Și o să coborâm pe aici ca să nu mai avem treabă cu ăsta. Că nu-mi place deloc de el. Vedeți că încolo nici măcar nu am explorat. Bun. Hai să tragem de un miner. Mai e, mă, pe aici? Uite. Miner MK2. Și vreau să coboare... Uite aici, așa. Uite așa vreau să vin. Țup și țup. Cred că așa. Prin urmare... Uite așa. Apoi, avem încă o problemă numită curent. Și n-avem stâlpi, fiți atenți. Asta este o problemă, cred. 2... ia. Și 1. Bun. 1. Nu merge de acolo. A, până acolo n-ajunge.
și nu avem materiale suficiente, și anume wire. Lasă că îl facem noi pe ăsta. Oare am suficiente materiale? Ăsta e MK2. Cât scoate MK2? Scoate 120 de colo. Am mai stabilit chestia asta. Belt MK1 nu mă interesează. Mă interesează belt MK2. Și mă interesează conveyor lift MK2. Și vreau să vină... Uite așa, intră pe aici. Ok, avem un milestone. Și dacă avem, uite așa. Cam așa. Salut! Nu vrea? Nu că e invers, cred. Păi. Așa trebuie să intre pe aici. Nu, atunci vreau să fie... Uite așa. Uite așa. Cred că așa este. Ia să vedem. Dacă așa este. Da, și de aici până aici? Nu vrea, mă. Nu, că e invers. Asta e, mă, treaba. Asta e treaba și mă enervează. Păi atunci facem, uite, așa. Ducem... Nu vreau MK2. Hai, come on! Ducem până aici. Uite, așa. Și de aici. Luăm un MK2. Și îl ducem în jos. Cât de în jos? Până apare. Uite așa. Bun. Și pe aici intră cumva și îl coboară. No, bine. Hai să vedem. Cu... Mamă, tot trebuie să mai ajung o dată pe aici și nu e tocmai plăcerea mea teribilă. Dar, ce avem acolo? Ia. Hop, și așa. Avem ceva? A, avem rock quartz. Hai că îl luăm și pe ăsta. Tot l-am minat tot timpul. Pe aici nu avem nimic, doar ăla acolo. Și atât. Bun. Băi, cred că e bine. Avem 120, va trebui eu să fac un pic de calcul și să văd pe unde cobor. Cred că o să cobor așa. Uii, uite așa. Bun, e bine. Și de aici, nu vreau MK2, bineînțeles. Uite așa. Coborăm, uite așa. Și de aici vedem noi ce facem mai departe. Eu zic că e ok. Bun. Bine, dragii mei, păi revin în momentul în care aranjăm noi toată treaba asta cu tot cu calcule și discutăm despre ce e de făcut mai apoi. Ca un intermezzo, m-am hotărât un pic cum o să facem toată schema. Vom folosi un nod de iron pe care voi pune tier 2. Nodul este pur de jneva la 240 de materie primă, pe care o vom împărți în 180 pe care o vom folosi și 60 pe care o vom folosi pentru altceva. Acele 180 de bucăți de iron ore le vom împărți în 45, 45, 45, 45, deci vom avea 4 surse de producție. Și pentru coal vom avea un nod de coal de tier 2, ăla care ne va da din normal, ne va da 120, și vom mai folosi încă un nod impur pe care vom pune tot un tier 2 care ne va da 60, deci vom avea tot 180, pe care la fel le vom împărți 45, 45, 45, 45, și vom avea 4 foundry-uri care vor face mai departe steel, da? Bun, între timp, pentru că avem nevoie să transportăm mai mult de 120 pe minut, adică 180 pe minut, avem nevoie de logistics MK3, conveyor belt care transmite până la 270 de resurse pe minut, top! Și la fel și liftul MK3 și industrial storage pe care vreau să le folosesc. Prin urmare, avem nevoie de resurse. Avem țevile deja pentru că le-am găsit în diverse locuri. Și zi-mi, te rog frumos, că... Băi, ești nebun, n-am suficiente, fiți atenți. Nici aici n-am suficiente țevi. Va trebui să facem țevi pentru că nu avem. Of. Dar avem 200 de astea și 400 de... Ia, punem așa, 200 de steel beam-uri, 181 de steel pipe-uri, dar
Cred că le vom face cumva și aici avem nevoie de 400. Va trebui să mă duc să ies la furat pentru astea. Întrebarea mea este, din păcate, dacă putem să craftăm și nu cred că putem să craftăm. Deci mai avem nevoie de 300. Le mă pe toate. Fuck it. Le luăm pe toate și vedem ce putem să facem cu ele. Oricum avem nevoie să facem benzile. Și când o să fie vorba de MK3, nici nu vreau să mă mai gândesc. Bun, le punem pe astea cât avem nevoie. Și apoi vreau să vedem dacă putem să facem steel pipe. Avem nevoie de steel ingot, pe care încă nu îl facem. Rezolv eu cumva și treaba asta. Băi, ce țeapă mi-am luat, mi s-a părut că putem să facem treaba asta. Aparent nu putem să facem. Dar, între timp, putem să ne mai ducem un pic pe mama. Hai să vedem ce am primit acum. Am primit encased industrial pipe, care folosește steel pipe și concrete pentru ăsta, și steel cast plate. Steel ingot cu iron ingot și dă steel cast plate. Vedem. Dar hai să facem niște treburi pe aici un pic, pentru că avem nevoie de zipline, ne ajută foarte mult ca să facem ca să ne plimbăm ușor, mult mai ușor prin dintr-o parte într alta. Avem nevoie de power pole MK2, care ne oferă posibilitatea de a prinde până la 7 linii de putere, ceea ce e mult mai, ne dă mult mai clean. Note, based on previous Pioneer events, Fixit recommends not using zip lines during thunderstorms and typhoons or while drinking coffee. Ha, while drinking coffee, ok. Și avem și power pumps MK2. Foarte, foarte bine. L-am făcut și pe ăsta, pentru că e foarte bine. Și apoi avem Power Polus MK3, care ne dă până la 10 linii. Lasă, mai avem. Bun, pe Mycelia. Băi, avem, cred că avem, am pe undeva micelie. Nu? Uite aici, avem ăsta. Și ce mai avem? Așa, avem nevoie de... și asta nu avem. N-avem 100 de ea pe Mycelia, avem nevoie de 100 de ăsta și nu avem. Și cred că pe ăsta l-am băgat pe tot ca să fac aici solid biofuel. Of. Dar, în același timp, hai să facem rost de Mycelia. Așa, bun, și ca și cu ocazia asta facem rost și de wood. Bun, pe ăstea, da? Și tăiem un pic pe aici, ne distrăm și cu drujba, că prea avem 50 de micelii deja. Și cred că pe wood o să facem mult mai mult, mult mai ușor biomass-ul de care avem nevoie. Bă, vă dați seama că aveam nevoie de biomass și eu odată în viața mea și acum nu-l am? Băi, tată, ce treabă. Asta, avem aici micelii la greu. O să am nevoie de 100. Cred că ne descurcăm, dar vreau să am aici mai mult, să fiu sigur că... Hai că luăm și lemnul ăsta. Bun, ăsta, cactusul ăsta, dubios. Mergem mai departe. Ăstea nu cred că ne dau. Ăsta dă sigur. 36, hai să facem până la 50 de... Am folosit degeaba asta. Până la 50 de wood și cât o fi de Mycelia. 49. Hai să le mai luăm pe astea două mari și gata. Eu cred că mai ajunge. Gata. 54. Ia să mergem să vedem. Pam, pam, pam. Alergăm repede, repejor, până la destinație. Va trebui să rezolv și partea asta de concrete, pentru că trebuie să... Cred că o să fac wet concrete, da. O să mă uit un pic să vedem. Bun. Ziceam că... Mamă, dar m-am dus bine de tot. Biomass din wood. Tat. Suț. Hai să luăm și pe ăsta. 65, nu m-a ajutat cu nimic. 105, gata, am rezolvat. Pam, 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 repede, repejor. Mergem pe Mycelia. Luăm fabric, pentru că mai apoi trebuie să facem... bun. Parașutul. Și aici ce avem? Sintetic poliester nu putem să facem. Medical properties nu mă interesează. Gas mask mă interesează, însă, dar va trebui să o facem pe asta, cred.
Avem nevoie de fabric. Ah, nu, de fabric simplu. Bun. Deci, pentru masca de gaze avem nevoie de steel pipe însă, dar pentru parașută avem nevoie de 10 bucăți de fabric, care se face din mycelia și din biomass. Bun, biomass putem să facem. Ah, uite câte bucăți de fabric am putut să facem. Și se face și repede. Ne facem și treaba asta și după aceea o să revin eu în ultima parte a videoclipului acesta să vă arăt cum facem și partea de steel, da? Că trebuie să facem și pe asta. Da, o să dureze un pic mai mult și trebuie să-mi iau un pic de pauză. Bun, așa că de asta am zis că vreau să facem un pic partea de research aici, că durează mai puțin și e destul de interesant. Bun. Apoi, aici mai avem pe tool belt. Asta n-avem, pentru că nu avem polimer resin încă. Pe nutrienți. Nu prea avem ce să facem. Power slug avem, pentru că am unul purple. Ia să vedem. Parașuta e foarte bună când sărim de la distanțe înalte ca să nu le luăm damage. Bun. Avem nevoie de 100 de copper sheet. Uite așa. 100 de copper sheet și niște modular frame. Pe aici modular frame nu avem. Și nici copper sheet. Bun. Nu e niciun fel de problemă. Nici pe aici nu mai avem lucruri de genul acesta. There is no problem. Mergem frumos. Uite așa. Copper sheet. Luăm 200. Modular frame câte avem nevoie? 25. Luăm 50. Și facem și purple power slugs pentru că avem nevoie și de partea asta. Bun. Și dăm start research ca să avem măcar tot nodul ăsta. Iar aici synthetic power shard. Da, bine mă, aici avem nevoie de time crystal. Și aici mai multe power shard-uri, n-avem încă. Dar putem să facem asta. Pe quartz însă, quartz am, nu știu la ce mă ajută, shattered rebar, nu mă ajută foarte mult. Crystal oscillator însă putem să facem deja, ceea ce mă bucură. Silica aici, inflated pocket dimension, mai avem un pic de așteptat. La sulf însă, sulfam, mă. Ia să vedem unde am eu sulful pe aici. Hai că sulfam. Ia uite ce avem aici de sulf. Pe sulf chiar putem să facem start research. Să dăm drumul la treabă mai departe. Pentru că trebuie să avem și explozibilul. Ăsta nu s-a deblocat. Missing materials. Experimental power generation. Black powder recipe unlocked. What is this? The rifle, nice. Dar până atunci avem nevoie de Nobelis detonator. Și avem nevoie de black powder și de steel pipe. Deci mai avem. Deci trebuie să facem neapărat, trebuie să facem steelul. Bun, pe quartz am putea să facem treaba asta acum. Dar nu. Lasă, că n-avem nevoie. Aici ăsta mai vreau să fac. Ribarul. Din urmare am nevoie de 25 de rotoare și 500 de screws. La screws chiar o să mulțumesc că mai poate să mai producă. La 25 de rotoare nu o să mulțumesc eu. Că, uite, luăm pe ăsta, 27. Nu o să mulțumesc eu neapărat pentru că aveam nevoie, dar de ribar gun avem nevoie pentru că putem să omorâm monștrii de la distanță. Ceea ce pe mine mă încântă teribil. Unde era oare? Uite aici. Start research. Bun. Avem și rebar gun-ul. Nice. Rebar gun and iron rebar ammo unlocked. Your ingenuity towards preservation of fixed property has been noted. You earned a micro break. Parașuta. Hai să facem o parașută. I hope you feel refreshed. Bun. Și apoi avem și rebar gun-ul. Rebar gun-ul avem nevoie de 100 de screws. Bun. 100 de screws și astea se fac prin iron. Deci screws și iron bar. Mi-a cedat și vocea. N-avem niciun fel de problemă. Luăm de aici și screws luăm de aici. Bun. Și mergem mai departe. Facem și rebarul și apoi vă las un pic să vă odihniți o secundă prin magia editării, da?
Bun, 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 Ribarga, nu? Așteptăm 15 bătăi de astea, aia e. Bun. Și apoi facem niște aer Ribar aici. Să fie. Și așteptăm. Dar măcar o să avem, o să avem cu ce să tragem. Sunt curios cum se stachează astea. Se stachează în 100? Sau se stachează în 200? Că dacă s-ar staca în 200 ar fi minunat. Dacă s-ar staca în 500 și mai bine. Dar cred că într-o 100 ar trebui. Vedem dacă ne mai lasă. Că altfel nu mai avem spațiu în inventar. Gata, nu mai avem spațiu în inventar. Se duce într-o 100. Bun. Nu mai avem spațiu în mâini. Prin urmare, drujba va fi înlocuită de Ribar. Ei, tati. Air to reload. Și gata. Și tragem. Nice. Bun. Dragii mei, revenim în momentul în care facem partea de steel. Să vă arăt exact cum facem după ce avem toate materialele strânse și planul făcut. Și am revenit mai repede decât mă așteptam, pentru că, dragii mei, mi-am dat seama de o chestie foarte mișto. Și anume, în mama aici aveam o rețetă pe care puteam să o folosesc în library. Și anume, că pot să fac steel pipes ca alternate. Ia să vedem pe unde avem steel pipes. Unde avem-o pe aici? Steel pipe pot să fac nu numai din steel ingot, pot să-l fac și din iron ingot. Prin urmare, o să vă arăt imediat cum arată, cum arată rețeta. Voi face aici repede o mini chestie, un contraption mic, ca să putem să facem rost de niște steel pipes. Să vedem exact de câte avem nevoie. Pentru că avem nevoie de steel pipes mai multe. Avem nevoie și la miner, avem nevoie de multe. Prin urmare, minerem ca unul. Nenea, uite aici, uite așa. De aici, pentru că ne cunoaștem și ne înțelegem bine, o să-ți dau chiar și curent. Uite așa. Apoi va veni de aici. Uite, mai tragem încă o linie. Missing wire. Da, mă, uite, asta era problema, că n-aveam wire. Luăm și wire și facem aici un mic smelter. Ca din smelter, mai apoi ca din smelter să facem țevile astea, un pic așa. După aia n-o să... nu pe toate, mă, uite așa. După aia n-o să-l păstrăm așa. Dar, de fapt, și de drept, știți care e chestia? Că mă poate ajuta și treaba asta până la urmă. Bun. Acum, o să facem, uite așa, aici o să vreau să punem două smeltere, de fapt, că ăsta scoate, ăsta este normal, da, deci scoate 60 și smelterul face 2 de 2, da, deci punem, uite, un splitter, uite aici, tragem de aici un belt, uite așa. Iar apoi facem aici două bucăți de smeltere. Una așa și una așa. Da, nu e bine pentru că ne-am înghesuit un pic. O să facem, uite, aici, uite așa. Două smeltere. Unu. Ia, și al doilea cum e? Bine, nu prea, nu că ar conta prea mult. Și facem iron ingot 30 cu 30, iron ingot 30 cu 30. Conectăm nebunia asta. Una aici. Și apoi una așa. Nu trebuie să fie frumos, da? V-am zis. Chiar nu trebuie să fie... Nu trebuie să fie frumos. Uite, mai punem aici niște iron ingot. Ăsta e conectat la energie. Nice. Așa. O să... O să mai punem aici un... Uite așa. Așa. Uite așa. Ăsta are 3 din 4. Uite așa. Îl creștem și cu ăsta. Și apoi vreau să facem un constructor. Avem nevoie de niște plăci. Bine că le-am dus, dar va trebui să facem niște constructori. Întrebarea este câte, de câte constructori avem nevoie ca să facem treaba asta cum trebuie. Ia să vedem. Luăm niște plăci de aici. Băi, nu se poate așa ceva. Greșesc tot timpul. Uite așa. Sunt curios de câte constructoare vom avea nevoie ca să facem treaba asta.
O să pun unul, uite, așa aici. Uite, așa, știu că e... Ia, ăsta avem nevoie de alternate iron. Bun, și folosește 100 pe minut ca să facă 25 de steel pipe-uri. 100 pe minut, ăsta produce 60 pe minut. Deci am putea să-l folosim și pe celălalt. La o adică. Uite așa. Bun, și ăsta pe aici? Las că îi dau eu acum o drujbă repede. Nu, n-avem drujba? La îndemână, drujba la îndemână. Bun. Intră și pe aici și apoi uite așa. Bun. Duce 60 că n-avem ce să facem. Iar ăsta nu este conectat la curențel. Și o să facă băiatul ăsta niște steel pipe-uri. Iar apoi o să luăm un ăsta, o să-l punem uite așa. Și o să-mi ducă mie steel pipe-urile aici. Ca să facem treburi. Nu avem aici suficient. Poate o să mai aduc, să le mai duc și pe celelalte. Dacă nu, o să las așa. Se reducă frumos aici. Aici pare că intră un pic în concurență. Ia să facem o treabă, că am suficiente. Conveyor belt MK2. Tu de tata mai repede. Așa. Să intre, să n-avem probleme de genul ăsta. Bun. Am făcut și treaba asta, nu de alta, dar mai am nevoie de 19 steel pipe-uri. Uitați-vă un pic cât de repede se fac. Hai că le face. Am luat deja 3. Mai pot să dau aici ceva? Nu. Am luat deja 3, mai iau încă 5. Avem 8. Și mai am nevoie de încă 1. Gata. A. Nu, 19, mă scuzați. A, uite ce avem aici. Hai mă, lasă-mă să le fur. Așa, câte avem? Avem 15 și hai că le mai scoate acum. 17. Gata, bun. Nu de alta, facem și noi logistics MK3 măcar. Dacă tot am început treaba asta. Hai că măcar m-am amuzat că mi-am dat seama de chestia asta. Mă, eu mă bucur foarte tare, bun. Și am făcut și Logistics MK3. Ce înseamnă Logistics MK3? Înseamnă conveyor belt mai bun, industrial storage container și stackable pipeline. Nice. Bun. Ce mai avem pe aici interesant? Bun, nu mai avem nimic de făcut interesant acum. Trebuie în momentul de față doar să facem partea de iron. Și o să facem. Fix-it psychologists recommend not dwelling on the crushing mental and physical strain of your responsibilities and simply continuing to be productive. Too late. Hard work has repeatedly proven to be the best cure for any kind of stress. Now back to work. Bun, e bine că putem să facem steel pipe-uri și din zi. E bine că putem să facem steel pipe-uri și din iron, pentru că mai avem încă un nod de iron pur, care face 240 și cu 60 care ne rămâne de la celălalt nod de iron când facem steel beam-uri, putem să facem 300, putem să punem 3 constructere din astea ca să facem, să ne scoată 75 de steel pipe-uri. Și să folosim steel pipe-urile mai departe dacă avem nevoie pe undeva. Deci așa o să facem. Și de aici mai departe 60-ul și cu ăsta steel pipe 60. Repaus. Și cu 240 din nod 2 tier 2 se duce în steel pipe. Super, blană. Hai, ne revedem într-o secundă când le facem pe toate. Gata, fraților, după mai multe ore de chinuială și de planificare și de răsplanificare și de greșit în calcule, am terminat fabrica de steel, de steel ingots, pentru că după aia vom avea de făcut mai multe lucruri. Dar înainte să vă arăt tot ce am făcut, hai să vă arăt de la început, de unde am plecat, ce am făcut, ca să vă explic, să înțelegeți și voi, poate cine știe, nu știți. Dacă știți, atunci sunteți top și dați un pic skip. Ideea e în felul următor, în cazul în care ați uitat de la începutul videoclipului, avem un singur nod de coal disponibil care să fie normal și astea două care sunt impure.
Prin urmare, am pus un miner tier 2 acolo, Mark 2, care scoate 120 pe minut și te aduce până aici, pe un conveyor belt. Prost! MK2 și aici e MK1, vedeți? Vedeți ce frumos? Punem frumos, așa. MK2, apoi ăsta MK2. Da, se ducea mai greu. Bun, deci coboară de acolo, pam pam frumos, urcă până aici. Și de aici am vrut eu cât de cât să fac ordonat, să urce frumos fără să arate în halul ăsta. Poate la un moment dat voi umple toată zona asta de platforme și de ziduri ca să arate mai bine, dar momentan am zis să arate așa. De asemenea, avem un tier 2, un Mark 2, un Mark 1 miner? Not good! Ăsta scoate 30 pe minut și ăsta scoate 120 și ar trebui să scoată 180, deci not good. Prin urmare, de asta mă nu mergea bine. Vedeți? Probleme, problemuțe. Punem Mark 2 aici. Mark 2, foarte frumos, și a început băiatul nostru să scoată 60 pe minut. 60 și cu 120 fac 180. 180 de împărțit la 4 fac fix 45 cât consumă un smelter. Bun, ăsta le urcă frumos așa. Bănuiesc că aici este un Mark 1, că n-avem nevoie de mai mult, că scoate 60 pe minut. Blocat pentru că avem peste tot coal. De asemenea, aici urcă frumos peste tot. Hai să verificăm că peste tot este Mark 2 beltul. Bun, pentru că Mark 2 beltul duce cu 120 cât avem nevoie și liftul este Mark 2, bun, și acolo este tot Mark 2. Ok. Și le urcăm frumos, vedeți ce frumos am făcut, va mai trebui să fac aici niște pereți să arate cât de cât ok. Am pus pereți, urcă cu lifturile, ăsta ar trebui să fie Mark 2 și ăsta ar trebui să fie Mark 1, de asemenea și acolo o să fie la fel. Le-am organizat cât de cât să arate, bine. Vedeți ce frumos urcă pe aici? Nu urcă momentan că nu mai au ce să urce că le-am umplut de coal. Bun, și apoi ocolim muntele ăsta. Imaginați-vă de câte ori am ocolit eu muntele ăsta, pentru că nu am vrut să fac o rampă până sus aici. Îmi voi face poate la un moment dat. Iar de aici vin frumos, vine coal-ul, MK2, MK2, MK2 aici, MK1 până în capăt, în fabrica noastră. Iar de aici coboară. Coboară până la nivelul parter, la nivelul 1. Bun. Și ajungem noi frumos în fabrică. Aici avem un extractor, un miner Mark 2 de iron, care scoate 240 de iron pe minut. Da? 240 se împarte în 120, care împarte în 60, de care nu avem nevoie. Îl vom folosi împreună cu următorul nod, care este și el pur, și ne vom extinde în zona asta, probabil pe steel pipes, pentru că avem rețeta alternativă de steel pipes din iron, dar asta într-un episod viitor. Se duce frumos mai departe în 60, 30, 30, se cumulează pe aici cumva cum ar trebui și la fel vine și coal-ul și se împart în 45 în fiecare zonă, intră 45 din fiecare, ca să ne scoată 45 de steel ingots. S-au blocat pentru că aici nu am pus niciun fel de de capul meu că îmi scapă, de container, mă, de storage, ca să se colecteze, să funcționeze mai departe. Pentru că mai departe va trebui să vedem ce putem să facem. Și o să vreau să pun un constructor în primul rând. Vreau să văd ce putem să facem cu el. Putem să facem, vedeți, iron pipe din steel ingot. Putem să facem, deci facem din 5 iron pipe din 20 de steel ingot sau 2 steel pipe din 3 steel ingot. Vom vedea. Putem să facem steel beam și asta mă interesează foarte, foarte mult în momentul de față. Deci, avem un steel beam din 4 ingoturi și noi avem în momentul de față 45, 90, 180 de steel ingoturi. Deci vă dați seama cât de multe steel beam-uri putem să facem din treaba asta. 180 de împărțit la 4, 45 de steel ingoturi pe minut.
de steel beam-uri, de fapt. 45 de steel beam-uri pe minut. Ceea ce este foarte, foarte bine. Din toate astea, 4 iese un stack întreg. Bun. Și apoi, în assembler, sunt curios ce putem să facem cu steelingăturile astea, cu, cu steel beam-urile. Împreună cu modular frame, putem să facem versatile framework. De asemenea, putem să facem encased industrial beam și putem să facem stat, avem nevoie de stator. Deci teoretic putem să facem stator fără iron și putem să facem motoare. De statoarele putem să le facem fără steel. Ce trebuie să facem este encased industrial beam pe care chiar, la care chiar avem o rețetă fără asta, dar vom vedea. Și trebuie să facem versatile framework, 1000 de bucăți. Bun. Prin urmare, ce va trebui să fac, pentru că totul trebuie să fie adus în bază, este de aici să le adun pe toate, cât fac, 45 cu 45, 180, și să le duc până în bază. Da? Asta o să fie, asta o să fie foarte interesant. Ori asta, ori o să fac, dar nu am cum, decât dacă găsesc pe aici, ia, hai să ne mai uităm un pic, un constructor. Să vedem de ce avem nevoie pentru steel beam. N-avem nimic, dar nu de steel beam voiam. Că steel beam-urile o să le facem, bun. Din assembler ziceam. De versatile framework. Avem nevoie de modular frame pe care nu le avem aici. No, bine. Păi în cazul ăsta, în cazul ăsta o să le ducem frumos noi. O să le ducem în, în bază cu niște belturi. Aia, dar asta voi face eu în, în off-camera. Mai mult decât atât, voi începe să fac și nodul acesta. Probabil vom începe în videoclipul următor. Vom începe să facem și nodul ăsta ca să, ca să facem steel pipe-uri și să le aducem la fel, să le aducem în bază. Și de asemenea voi încerca să organizez un pic și partea de circuit electric. De ce? Păi hai să vă arăt de ce. Hai să mergem un pic în bază. Ia uitați cum mergem acum. Aaaa! Am și parașută. Dar uitați-vă un pic cât de repede mergem. Păi altă viață e, nu? Ia uitați-vă un pic. Jbam! Și apoi schimbăm la 90 de grade. Și uitați-vă cât de repede putem să ajungem în bază. Vă dați seama cât de repede putem să traversăm harta de acum încolo? Rupem. Deci e o decizie foarte, foarte bună. Bun, întrebarea e, cât consum în momentul de față? Consum 450 maxim din 600. Deci ne mai permitem încă 150, care probabil vor fi folosite din assemblere și din constructere. Deci, la un moment dat, în viitorul foarte apropiat, va trebui să extindem și zona de energie electrică din partea aia, să mai facem încă 3 water generatore cu încă 600, ca să avem 1200 de megawatts. Bun! Dar, până atunci, hai să vedem un pic ce mai putem să facem aici. Am mai primit încă o rețetă, dacă nu mă înșel. Da. Ia să vedem ce am primit. Am primit wet concrete. Nice! Wet concrete e foarte bun pentru că, practic, din 6 limestone îmi face 4 concrete, pe când din 3 din 3 limestone îmi făcea acum un concrete. Deci practic dublăm producția folosind apă. Și apă, slavă cerului, avem. Deci pe asta chiar o să vreau să iau. Este foarte, foarte mișto și avem nevoie. Dar înainte de toate astea, hai să vedem ce mai putem să facem în hai să mai dăm unul de făcut. Apropo, nu mai avem, nu mai avem hard drive-uri. Pa, dar am prins bine ultimul. Foarte, foarte bun. Hai să vedem ce avem aici de făcut. Avem Expanded Power Infrastructure și vreau să facem treaba asta, dar vom avea nevoie de niște Encased Industrial Beam și de niște Steel Beam-uri, pe care le facem. Ia, asta ne arată cumva rețeta alternativă? Nu, pentru că nu am acceptat-o încă. Hai să vă arăt un pic ce rețeta alternativă avem. Pam, 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 pam. Uite aici. Vedeți? În loc să-l folosim să facem Steel Beam și cu ciment, deși avem acum, o să avem ciment căcălău, putem să folosim steel pipes și cu ciment. Pentru 5 ciment ne dă 4 pe minut, așa ne dă 6 pe minut cu 6 ciment. Nu știu ce o să fac cu steel pipe-urile astea. Deci e posibil să ne ajute și treaba asta.
Vom vedea. Bun, ce voiam eu să fac? Hai să luăm, că avem nevoie de power infrastructure și avem și power storage, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Și aici avem blueprint, pe care nu o să-l folosesc momentan, hypertubes pe care încă nu le folosesc, dar ăsta chiar vreau să le folosesc. Bun, select milestone și ia să vedem dacă avem. Că dacă avem, ar fi minunat. Avem de ăsta. Avem nevoie de 200 și de 100 de... Avem 186, ceea ce e foarte bine. Avem și de ăstea 2200. 200 de bucăți de... De, cum îi zice, mă? De modular frame avem. Uite, 1, 2, 3, 4. Bun. Și 2000 de fire. La fire avem aici 1, 2, 3, 4. Bun. Hai să mergem să facem și milestone-ul ăsta, pentru că mai apoi vom pune niște, vom putea să punem niște turnuri imense pe care să și mergem și să merg dintr-o parte într-alta mult mai ușor. Pam, 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 pam. Gata. Și țup. Bun. Și am făcut și treaba asta. New buildings. Nice. After several pioneers started exhibiting traumatic responses to power blackouts, Fixit developed mitigation tools recommended by your local therapist. Deci, după ce vorbește asta, in the eventuality that your factory's power consumption exceeds production. To simplify, these are rechargeable batteries. Power towers carry power lines for significantly greater distances than poles, facilitating factory expansion and exploitation of this environment for the good of Fixit and humanity. Imaginați-vă că eu mai am un copper node aici și mai am încă unul mai sus acolo pe care putem să le folosim mai apoi pentru rețetele alternative. Hai să mă uit un pic la ce rețete alternative avem în momentul de față pentru copper. Pentru că nu știu cât de mult voi mai avea nevoie, plus că mai avem niște noduri, mai am un nod aici de iron și încă unul acolo, rupem tata. Bun, dar o să fie foarte mult de muncă. Rețete alternative, aici. Avem alternate steam copper sheet, ceea ce e foarte bine că merge cu apă. Deci, în momentul de față foloseam 2 pentru una, acum folosim 3 pentru... 3 pentru 3, deci 1 la 1. Dublăm practic producția la fel, cu apă. Nu știu pentru ce avem nevoie neapărat de steam copper sheet, dar putem să le avem. Ăsta nu vreau să fac, nu vreau să scap de tot de screws. Aici nu mă interesează, nu mă interesează. Putem să-i dăm un rescan, dar vreau să scap de ăsta. Aici avem iron wire din iron, nu prea mă ajută. Ăsta mă ajută, stitch iron plate însă mă ajută. Și putem să facem chestia asta. Chiar am putea să facem o linie separată numai pentru iron plate-uri. Avem un nod separat de iron, avem un nod separat de copper și putem să facem treaba asta. Nice. Putem să facem, vă dați seama că putem să facem dintr-un nod. Putem, dacă le-am avea pe amândouă, putem să facem treaba asta. Ar fi top. Dar nu e rău. Și scăpăm de o parte de șuruburi. Sincer, m-ar bucura teribil. Bineînțeles, va trebui să refacem toată baza, dar m-am hotărât că baza o să o refacem în momentul în care deblochez phase 2-ul, termin phase 2-ul de fapt, și deblochez următoarele tier-uri. Atunci vom reface complet baza. Până atunci n-are niciun sens, pentru că va trebui să deblochez mai multe rețete și să facem baza finală pe baza acestor rețete. Dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!